Bună dimineața! Am o veste bună în această dimineață. În această dimineață s-a ajuns la un acord cu partea canadiană, un acord rezonabil pentru ambele părți și în acest fel suntem în situația foarte potrivită pentru discuția de astăzi să ne retragem rezerva pe care am declarat-o față de CETA. Deci România nu mai are niciun fel de obiecțiuni față de acordul comercial cu Canada. Este o înțelegere care e destul de bună. Câteva detalii poate ar fi bine să vă dau. De la 1 mai 2017 se va renunța la vize pentru persoanele care au mai avut viză, iar de la 1 decembrie 2017 se va renunța la viza pentru toți. Aici, totuși, trebuie știute două lucruri. Se prevede un mecanism așa numit de snapback, adică dacă numărul de imigranți ilegal totuși ajunge la un număr însemnat, partea canadiană își rezervă dreptul să revină temporar la un regim de vize, dar această clauză de snapback, cum am spus că se numește, este valabilă pentru o perioadă de maximum 3 ani, după care nu mai poate fi revocat decât în condițiile generale internaționale această înțelegere. Încă un lucru care trebuie să-l menționez, această înțelegere devine valabilă în măsura în care, sigur, se semnează acordul CETA. Sper ca celelalte părți care au mai avut rezerve față de acest acord să ajungă la o bună înțelegere cu partea canadiană și să ajungem în situația să avem un acord care, în esență, consider că este foarte bun. Cine mai are rezerve în acest moment? Știm că erau Bulgaria, România și... În aceeași situație cu noi a fost și Bulgaria, dar o înțelegere similară înțeleg că s-a făcut și între Bulgaria și Canada. Și mai este Belgia, care are câteva chestiuni de negociat. Nu Belgia, ci Valonia are câteva chestiuni încă în negociere. Eu sper să se rezolve cât de repede. Cum vi se par rezervele Valoniei? Sunt chestiuni în care nu vreau să intru în detaliu. Sunt lucruri care trebuie să le negocieze ei și sper să se ajungă la o concluzie bună. În legătură cu discuțiile din cadrul Consiliului European cu privire la eventuale sancțiuni pe viitor pentru Federația Rusă, de ce nu au fost puse pe masă sancțiuni concrete la acest Consiliu European? La acest Consiliu nu s-a considerat că este cazul să se discute despre sancțiuni date Rusiei pentru situația din Siria, dar am dat un avertisment foarte serios. Uniunea Europeană își păstrează deschise toate opțiunile după ce am constatat că situația de acolo este intolerabilă, în special, sigur, situația din Alep. Iar dacă vorbim despre Alep, sunt personal mulțumit că s-a convenit prelungirea încetării focului pentru a putea evacua persoanele rănite de acolo. Dacă datele pe care le-ați avansat mai devreme rămân aceleași în cazul în care pe 27 octombrie nu se semnează acordul și se va semna probabil undeva în decembrie, dacă Valonia va continua să blocheze? Deci, în situația în care se ajunge la parafarea acordului CETA, acest acord pe care l-am negociat cu partea canadiană referitor la vize devine valabil. Domnule președinte, Donald Tusk declara că liderii au indicat o serie de acțiuni ostile ruse, de la încărcarea de spațiul aerian la atacuri cibernetice, amestec în procesele politice din Uniunea Europeană. Din informațiile pe care le aveți, România se află în această situație, atacuri cibernetice din partea Federației Ruse? România nu este în prima linie a atacurilor, dar mulți colegi din Consiliul European au relatat cazuri foarte concrete unde au putut să constate astfel de imixtiuni. Vă mulțumesc!